Bună, fetelor! Știu că multe dintre voi mi-ați cerut un clip cu colecția mea de bijuterii, doamne, de cosmetice, însă, din păcate, am amânat filmarea lui deoarece nu sunt mulțumită de depozitare, de storage. Plănuiesc să îmi cumpăr un vanity desk, o măsuță de machiaj, doar că aș vrea să o recondiționez eu, să recondiționez eu mobilierul. Așa că acest proiect va avea loc undeva prin primăvară. Până atunci trebuie să mă descurc cum pot. Am aceste trei coșulețe care sunt într-un dulapior. Le-am scos aici pentru că acolo nu este suficientă lumină. Și cam acestea sunt ele, văzute de sus. Sper să nu mișc camera foarte tare încât să vă dau dureri de cap. Înainte să începem, aș vrea să-mi cer scuze. Atât eu cât și prietenul meu suntem morți de bolnavi și tușim foarte mult, dar chiar și așa am zis că trebuie să vă filmez acest clip. O să încercăm să supraviețuim fără să tușim, fără să vă nebunim de cap. Haideți să vedem de unde să începem. Mie îmi place să las partea distractivă la sfârșit, așa că o să începem cu acest coș. Aici am burețelul de la Gis, care este de tip coniac, zic unele persoane. Nu știu dacă este la fel de bun ca cel de la Misha. Atenție, fetelor, aceste burețele vin ude, îmbibate într-un lichid, poate chiar în apă, dar odată ce le scoateți din ambalaj, se întăresc și au acea textură tare și abrazivă. Bine, haideți să vedem ce mai avem pe aici. O să iau această cremă de la Fitovera. I-am făcut un review pe blog, dacă vă interesează, este o cremă cu aloe vera și aici mai am o farfecă de tuns. Acum că am luat din calea noastră acele produse, să începem. Aici am niște capsule de la Balea, le-ați văzut într-un haul, sunt niște capsule pentru față, o mască cremă de la Oriflame, crema mea de față de la The Body Shop, Vitamin E Illuminating Moisture Cream, masca de față de la Avon, masca pentru noapte, masca de la Glam Glow. Aici am o cremă de față de la Oriflame, din gama Natures, pudra pentru corp de la Boots, e pudră strălucitoare, o loțiune de corp de la Yves Rocher, variantă mini, apa de trandafir de la Avon, sărul pentru față de la Avon, care mi-a fost și în favorită la un moment dat, cred că în luna iunie sau mai. Ok. Mai am aici balsam de buze, acesta este de la Sephora, Coca-Cola mi se pare că este, de la The Body Shop, cu, nu știu ce este, cu bafine, cu acăze. Tot timpul am curcat fructele alea. O cremă pentru tâmple de la Avon Planet Spa, cu lăvânțică. Crema de față de la Clinique, matifiantă. Și aici mai am un EOS cu mentă. Alte produse pentru buze. Balsamul de buze de la Balea cu pepene. Balsamul de buze de la The Body Shop cu pepene. Balsamul de buze de la I Love cu mango și papaya. Mai am un ruj mini de la Max Factor. Acesta este un gloss de la Victoria's Secret. Un gloss de la Avon. Asta este de la Bombshell. Rush-ul de la Victoria's Secret. Ce mai am pe aici? Color Priorities, mi se pare, se găsește în Sephora acesta. Și încă un gloss de la Oriflame transparent. De obicei aici îmi țin tuburile pentru că nu pot să le pun împreună cu celelalte produse de buze, nu în cap. Și să vedem ce mai avem. Creștișorul pentru gene de la Avon. Hair Cuddlers, elasticele acestea de păr. Forfecuță. Gene false. Scotch, kit-ul de sprâncene de la Oriflame și aici miniuri în general, Clarins,
The Professional de la Benefit. Am pe aici pe undeva și BB Cream-ul de la Leo Eli. Da, acela, lipici pentru gene. Crema depilat pentru păr facial. Pâlnia de la Sephora pentru parfum. O unghieră și alți lipici pentru gene. Și o pilă mică. Și ascuțitoare. Bun. Cam asta este ce țin în acest compartiment. Sper că nu am făcut foarte mult zgomot. Dacă am făcut, încercați să micșorați și voi volumul ca să nu vă dea dureri de cap. Acesta este primul coș și urmează al doilea coș. O să încep din spate. După cum urmează, un fond de ten de la Giordani, Oriflame, unul de la Rimmel Long, nu, Lasting Finish, scuze, unul de la The Body Shop, de Extra Virgin Minerals, spray pentru fixarea machiajului de la Avon, însă nu-mi place folosit în acest scop, dar dacă pulverizez pe pensulă, înainte de a lua fard de ploape, intensifică puțin culoarea fardului, deci nu e chiar de aruncat, dar nu pentru setarea machiajului, asta nu, cu siguranță. Mai am aici Fix Plus-ul de la MAC, super, super fain produsul. De la Avon am această, Avon Solutions, am această cremă nuanțatoare cu factor de protecție. Fondul de ten de la Avon Calming Effects. Fondul de ten de la Bioderma Sebium. Îmi place foarte, foarte mult. Fondul meu de ten preferat este de la Clarins Everlasting Foundation. Mai am unul care tot așa îmi place foarte mult pe timp de iarnă, L'Oreal Lumi Magic. Aici am fluidul acela de față de la Oasis Oriflame. L-am cumpărat pentru că lăuda foarte mult Mickey Michelle în clipurile ei și într-adevăr îmi place, este bun. Un alt fond de ten de la Avon Magix. CC Cream de la Gerovital. Vă spun sincer, fetelor, eu nu mă mor după această cremă. E ok, dar nu mi se pare că merită chiar toată nebunia asta de complimente. E ok, atât. Mai am aici încă o cremă nuanțătoare de la Clear Skin și un BB de la Anew by Avon. În continuare am bronzerul de la Estée Lauder, Bronze Goddess. Îl țin cu capul jos pentru că nu mai este mult. Și mai am de la Shiseido sau Shiseido Sheer Enhancer Base care are SPF 15 și e super, super, super mișto. Mai am o bază de la Clarins aici, un mini, e un travel size ăsta. Haideți să vedem aici. Aici am o mostră primită de la Leo Eli, un BB cream pe bază de apă, cred. Bronzerul pudră de la Essence, Sun Club. Aici am un bronzing highlighter tot de la Essence. Aici am un blush cu bronzer de la Avon Glow. Da, din gama Glow. Așa arată ele. Opa, mi-am băgat unghia. Înainte am reușit să-mi rup unghia când desfăceam tot felul de ambalaje. Aici am un blush cu bronzer de la Too Faced. O pudră iluminatoare de la Sephora. Aceasta a fost în ediție limitată. Din păcate nu o mai găsiți, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Un fond de ten de la Hadem. Acesta l-am primit de la mama mea. Și mai am... E un fond de ten cremă. Și mai am un blush de la Max Factor, care e atât de închis încât eu îl folosesc pe post de bronzer. Aici, să vedem ce mai este. Am concealerul de la NYX, concealerul Boeing de la Benefit în nuanța 01, e concealerul meu preferat, pudra de față Stay Matte de la Rimmel și pudra iluminatoare de la Revlon. Ok. Aici mai am batonul pentru matifierea tenului de la The Professional Benefit, License to Blot, îi zicem.
un concealer de la Oriflame, un highlighting de la Etos, concealer de la Bourjois, concealer de la Avon, blush stick de la Avon, batonul WhatsApp de la Benefit, preferatul meu, deci fără acest produs nu știu unde aș fi fost, un blush lichid de la Oriflame, foarte bun de altfel, și moonbeam-ul de la Benefit. Mai am blush-urile acestea de aici din colț. Roacătuirul de la Benefit, preferatul meu. De la The One am un blush, Illu Skin Blush, în nuanța Shimmer Rose. Pe urmă mai am acest blush de la Sephora, foarte, foarte frumos. E un roz tare intens, în nuanța Icy Fuchsia. Un blush de la Elf și cam atât în acest coș. Ne mutăm la al treilea și ultimul. O să scot de aici acest rimel de la Sephora ca să putem să ne desfășurăm. Este acesta, l-ați văzut într-un haul. Încă nu l-am folosit pentru că mai am alte mascara pe rol. Oare cum se fac? Mă gândesc acum cum se fac pentru că din păcate sunt foarte multe și nu știu cum aș putea să le scot de aici. Dar o să încercăm. Haideți să scoatem primul. Da, eu le pun așa în pahară pentru că îmi place să stea în picioare toate aceste produse și să vedem. Primul este un tuș cu sclipici de la Deborah Iauriu. Mai am fardul cremă de la Makeup Forever Aquamatic în nuanța MI50, să fie, că altceva nu văd pe el. Cred că aceasta este nuanța. Ok, dar e foarte, foarte frumos. Este exact ca și tubul, e un maro cromat. Creion waterproof de la Bourjois. Este acest turcoaz. Culoarea, baza mea preferată de la Too Faced. Deja de 5 ani o folosesc de când am descoperit-o și chiar dacă am încercat și alte produse, nu am renunțat la aceasta. Este cea mai bună din punctul meu de vedere și eu am ploapele foarte uleioase după o perioadă, în special vara. Un creion de la Oriflame, care nu l-am folosit niciodată. Un creion de la Sephora, unul de la NYX, Avon, Clinique și Oriflame, încă un tuș lichid cu sclipici de la Sephora, un creion waterproof de la Bourjois, asta îmi plac foarte, foarte mult, creionul acela alb de la Sephora, un creion de la Avon, tușul lichid de la The One Oriflame, încă două tușuri de la Avon din gama Glow, foarte bună. Creionul Jumbo Waterproof de la Sephora, este această nuanță verde. O bază execrabilă de la NYX, Big and Loud, nu-mi place absolut deloc. Dacă vreți mai multe păreri și un review complet, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Un creion dermatograf, tot așa retractabil, de la Yves Rocher. Aceasta este culoarea, cum o vedeți pe ambalaj. Velvet Blaze de la Oriflame, am avut două, pe cel roz le-am terminat, deci este un gri maro închis ceva. O pensetă, de la Etos am un creion pentru zona din jurul sprâncenelor, pentru iluminarea ei. Un creion de la Avon, retractabil, alb, si de fapt, și un mov tot de la Avon. Ok, acestea au fost. Mergem mai departe. Mascara de la Essence, Lash Princess False Effect Mascara. Este Hyper Stretch de la Oriflame. Doamne, ce voce ciudată am că nu mă recunosc. Mascara The One de la Oriflame. Un creion de sprâncenă de la Etos. Dermatograf de la L'Oreal, mai am puțin din el, e obositară. Mascara de Ariel de la Benefit. Aceste două creioane, opa, nu, ca mai multe. Acela este de la Essence,
Oriflame și nu știu, e un creion produs de Procter & Gamble și scrie olei, dar nu știu dacă produce creioane de sprâncenă. În fine, l-am luat din Germania și nu mai știu sigur ce s-a dus scrisul. Avon și Avon. Deci, acestea sunt produsele pentru ochi. Și să trecem la cele pentru buze. Va trebui să facem puțin o manevră aici, ca să ne descurcăm. Îmi cer scuze pentru zgomot. V-am zis și înainte, chiar nu am cum să mă descurc altfel. Un gloss de la Yves Rocher. Un gloss de la Avon Plump Out. E acela mentolat. Apocalypse de la Rimmel. Matt Styler Lip Lacquer de la Astor. Foarte, foarte mișto sunt Apocalypse și pe acesta. Creion de buze de la Avon, roșu, simplu. Creion de buze de la Christian Dior. Astea sunt trei, cred. La fel. Ba nu. Astea trei. Sunt toate de la Avon, îmi plac foarte, foarte, foarte mult și sunt din gama Ultra Beauty. Chiar vi le recomand pentru că sunt foarte bune. Eu am trei nuanțe diferite, două roșii și unul mai maroniu. Am și Ultra Color Lip Tint Pen de la Avon, o porcărie totală, să nu o cumpărați, fetelor. Glossul de la YSL. Glossul de la Lancome, Gloss in Love. Îmi place foarte mult că se deschide așa. Ok, creion de buze de la L'Oreal. Pensula de la Oriflame. Acesta este lip designerul de la Sephora, pe auriu. Un creion de buze de la aceeași firmă care era cel de sprâncene, o să încerc să văd. Ellen Beatrix, oare e aceeași firmă? Da, 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 e aceeași firmă, Ellen Beatrix. Așa, nuanța Cinnamon. Un creion de la Color Trend pentru buze ruj de la Avon. Încă unul de la Avon. Aceste două sunt preferatele mele, de la Elf. Aceste două sunt de la The Balm. Am Plump și Balm Shelter. Asta este nuanța Daddy's Girl și acesta este nuanța Olate. Oare? Nu, nu, nu. Coco mai coconut. Scuze. Așa. Acesta este Oh My Gloss de la Rimmel. Nu știu unde scrie nuanța. Ba da, aici. Glassaholic. Unul de la Sephora. Acesta este o pensulă de la Avon pentru aplicarea, nu știu, unor detalii, unor accesorii pe unghii la manicură. Eu și pentru a trasa tot felul de linii subțire, eu o folosesc pentru a prinde anumite ștrasuri sau foiță de aur când folosesc la un machiaj mai artistic. Pe aceasta folosesc. Opa, am scăsat. Am scăpat, o problemă, o să ridic eu. Am și rujul acesta de la The One Oriflame. Un creion retractabil de la Luxe Avon. Foarte, foarte bun. Îmi place la nebunie. Luciurile acestea de la Sephora, cred că toată lumea l-a primit de ziua ei. Toate fetele l-au primit de ziua lor, mă rog. Un creion de la NYX, îmi place foarte mult, este nuanța Never. Și de buze, evident. Și aici am setul meu de pensule de la Sephora, setul meu preferat. Înainte să ajungem la rujuri, o să vă arăt pensulele. Am Real Techniques, The Balm, Oriflame, Marionade, Sephora, Real Techniques, Avon, Cupio. Și cam atât, nu am foarte multe. Vă spun sincer, L'Oreal mai am pe aici.
Nu am foarte multe pentru că momentan de acestea am nevoie, mi-a fost ok, mi-a fost suficientă. Iar recipientul l-am aranjat eu și aici sunt celelalte pensule. Aici am rujurile și o să încerc să vi le arăt și nuanțele. Am patru de la Maybelline, aici jos. Hai să începem cu 902. 902 arată așa. Ok. Să vedem care urmează. 904. Ok. Pe urmă, 916. Asta cred că e roșu. Da? Sper să se vadă culorile bine pe cameră, că altfel ar fi un pic păcat. Și 906. Ok. Mergem mai departe. Aici în colț am ruj de la Clinique. Aceasta este nuanța. E mai închisă. Mie îmi place foarte mult pe timpul rece, pe un timpul rece. Aici am un ruj de la Oriflame din gama More by Demi. Îmi place foarte mult ambalajul și rujul. Este un roșu intens. Aici am unul de la Avon. Aici am unul de la MAC, este în nuanța Lady Danger. Pare jos pe cameră, cel puțin așa văd eu de aici. Sper că este roșul corai care e în realitate. Aici am unul de la Estée Lauder. Un roșu ok, un nude. Aici am unul de la Etos, are o culoare foarte interesantă, e așa un portocaliu. Nu e corai, e portocaliu. Chiar portocaliu, portocaliu. Sper să nu se vadă corai pe cameră. Așa. Aici am unul de la Miss Sporty. L-am luat pentru că mirosea pepene. E un roz deschis, așa, aproape că nu se vede. Acesta este de la L'Oreal, J.Lo's Collection Privé. Bineînțeles că l-am luat, eu ador pe J.Lo. Acesta este de la Kenzo Flower Lips, un roșu. Are și această floare capăt. Tot de la Estée Lauder, vai, un ruj foarte, foarte frumos, îmi place la nebunie. L-am primit cadou de la o prietenă. Asta înseamnă că vedem nuanța. Nuanța este Abstract Violet. Bun. Acesta este de la Clinique, un roz simplu. Acesta e tot de la MAC, rujul meu preferat, absolut, dintre toate. Și e vorba de Cyber. Un super ruj. De fiecare dată când îl folosesc, primesc complimente și atrag priviri. Un ruj de la Yves Rocher. Acesta este de la The Body Shop, Maybelline și de la Makeup Revolution. Ok, dragilor, acestea au fost toate produsele mele de machiaj. S-ar putea să... Da, cu siguranță nu s-ar putea. Cu siguranță mai am câteva rujuri și chestiuțe pe la servici care le țin la birou. Din păcate, niciodată nu o să fie toate într-un loc. În schimb, am scos tot ce aveam prin poșetă, deci, din punctul ăsta de vedere, v-am asigurat. Bine, fetelor, sper că v-a plăcut colecția mea de machiaj. Dacă aveți comentarii, sugestii sau întrebări legate de nuanțe, legate de review-uri, vă rog să-mi scrieți în comentarii și atunci eu să mă pun pe treabă. Vă pup, fetelor! Pa, pa! Bună, fetelor! Pentru că sunt așa o mică blonduță, am uitat să vă arăt
paletele pe care le am și fartele de ploape, mi se pare așa foarte hilar pentru că am strâns celelalte produse de make-up de aici și am zis ceva am uitat, ceva am uitat și nu știam ce și pe urmă mi-am dat seama că sunt paletele. E bine, pe această mare de la Sephora am desfăcut-o aici. O știți deja, i-am făcut și un review. În cazul în care vreți să vedeți mai multe, vă invit să urmăriți acel clip. Ok. Este vorba de Sephora Chroma Color și aici sunt paletele. Nu am foarte multe, sunt chiar din punctul meu de vedere oarecum strict necesar pentru orice fel de look aș vrea să obțin. Prima este de la Too Faced Almond Eyes. O să o deschid acum și așa arată paleta. Acestea sunt culorile. Îmi place foarte mult Can. Următoarea de la Too Faced, din nou, este paleta Natural Eye. Sper să nu rup chestiuța aceasta. Și de aici preferata mea este Silk Teddy. Și de asemenea Honey Pot. Și Honey Pot arată tare bine. Următoarea, tot de la Too Faced, este Romantic Eye Palette. La aceasta am reușit să-i rup un pic fundița aceasta care se desface. Acestea sunt nuanțele. Honeymoon arată extraordinar de bine. Cadă Cake, Soulmates iarăși pentru arcadă. I Do. Da, acestea sunt nuanțele. Sper să le pot deschide pe toate. Aceasta este o paletă extrem de murdară. Îmi cer scuze, de la Sleek, dar de fiecare dată când o folosesc, nu știu cum reușesc, dar se murdărește așa. Plus că am scăpat-o. Este o So Special. Am scăpat-o recent și s-au spart anumite nuanțe. Nici nu știu dacă pot să o deschid pentru cele care nu pot. Îmi pare foarte rău. Nu cred că sunt șanse să o pot deschide. Pentru cele care vreți să vedeți nuanțele, ba da, am reușit. Acestea sunt. Chiar m-am chinuit pentru voi, fețelor. Am spart, după cum vedeți, exact cele mai importante culori. Hai să zicem că aceasta mai era una dintre preferate. Trebuie să vedem și denumirile. Da, The Mail e preferata mea. Deci am spart box-ul. Asta se numește Bow și Noir. Pe acelea am reușit să le sparg un pic. Asta e. Asta o paletă destul de ieftină, 50 de lei. Ambalajul nu mă omoară, fiindcă se închide foarte greu. O mini paletă de la Avon. Așa arată nuanțele. Bun. Acesta este un far de la Maybelline. Îmi place foarte, foarte mult. Și este nuanța Silk and Taupe. Ok? Avem, cum am spart-o pe cea de la Sleek, nu știu, s-a împrăștiat peste tot. Chiar nu-mi place cum sunt fiecare murdărită, dar asta este. Nu avem ce face momentan. Este un far de la Lancôme. Nu știu dacă reușiți să vedeți. Puteți să vă fac un swatch. Da. Mă chinui acum să fac un swatch. Nu știu ce o să vedeți. Are foarte mulți clipici aceasta și tot am împrăștiat pe aici. Da, ok. Acesta este nuanța Sorbet Rose. Ok. Am acest far de la Sephora. Nu a scris ce este peste tot. Tiny Bubbles. Paleta aceasta de la Avon. Așa arată ea. Da, sunt nuanțele. Nu prea o folosesc pe aceea. De la Cromșa, de la L'Oreal, nuanța Stellar Blue. De la Etos mai am un mono Baked Eyeshadow, foarte bine arată în nuanța pa, pa, pa. Nici nu zice, 303 presupunem. Aici mai am o paletă de la Sephora.
Victoria's Secret Supermodel Essentials. Hai să vedem dacă putem desface. Așa arată ea. Are un blush, patronat de farturi și aici jos este un tuș de ochi. Paleta foarte frumoasă. Mai am Color Tattoo nuanța aurie, Eternal Gold de la Maybelline. Mai am sclipici auriu, albastru și alb de la Zafi. L-am primit de ziua mea. Am folosit o singură dată pe cel alb. Aici am de la Color Infallible de la L'Oreal Paradise Orchid. Îmi place foarte, foarte mult nuanța. Încă un mono de la Essence. Aproape toată lumea are nuanța asta. Party All Night. Dar știți voi, când îl vedeți în magazin, este super sidefat la suprafață și pe urmă, după ce treceți de primul strat, vine dezamăgire. Un Baked Eyeshadow Mono de la Manhattan. Îmi place la nebunie această culoare. Brown 94D. Vă recomand această nuanță pentru că arată extraordinar de bine. De la The Body Shop am acest mono. Oare ce nuanță este? 31, presupunem. Încă o paletă cu un quad de la Avon. A fost într-o ambalaj mai special. Astea sunt nuanțele. E Stripped Camouflage Palette. Mai am de la The One, de la Oriflame, cel crema, care fetelor vă zic sincer că rezistă extraordinar de bine. Intens plum este culoarea. Foarte bine rezistă. De la Crazy Priorities am acest fard. Crazy Priorities găsiți în Sephora. Și mai am un mono de la Max Factor. Acum, pe bune, aceasta a fost întreaga mea colecție de machiaj. Sper că vi le-am arătat pe toate de această dată. Sper că v-au plăcut. Și, așa cum am zis și înainte, să-mi lăsați în comentarii toate întrebările voastre. Vă pup, fetelor! Pa, pa!